Bună dimineața, dragi prieteni, vă pup pe toți. Sunt aici, conduci tu gazelă? Nu? Păi de ce? De ce nu vrei să conduci? Nu m-am schimbat de bluză practic de 3 zile. N-am bluză, iubire. N-am bluză. Auzi ce tușuște, e foarte răcit această muiere mea. Auzi, iubi. E foarte răcită, are probleme cu filtrul de particule. Vedeți, prietene, o fol amantie. Așa. Am cum să vede, iertați. Understand me. One problem. Ține iubirea așa. Voi. Nu mai mânca gumă, că am auzit că dacă mânci gumă, e problemă pe YouTube. Yeah. Da, cu. Vai. Ne amendează. Ne face ăștia amendă. Da, prieteni, mergem să facem cumpărături. Ce trebuie să cumpărăm, iubire? Mergem să luăm la lac. La câine? Mhm. Mergem să luăm la câine, prieteni. Dar ține și pe tine, nu numai pe mine, că zice oamenii că tu te ascunzi, că ți-e rușine cu mine să apari în... Eu mă ascund ca să râdă. Și zice lumea că tu mergi înainte cu 2 metri și eu rămân înapoi, că ți-ar fi rușine de mine. Așa zis? Da. Aoleu. Zău. Nu mi-e. Spuneți, prieteni, dacă eu... Spuneți voi în comentarii, dar de ce îmi sună mie centura asta, dacă eu cum trebuie să... Mi-a distrus, prieteni, vreau să vă spun că mi-a distrus mega asta mașina. De când o lua aia carnetul și a început, auziți, de când o lua de aia carnetul și a început să conducă, mi-a lovit de vreo 3 ori mașina în spate, toate becurile mi s-a prind în ea, au început să pună din astea cu marijuana. Vai, și-o mar de capul meu. Nu știu ce să mă mai fac. Floricele, floricele. Când vrei să mergem în Bilbao, iubire, pentru să ne plimbăm, să facem un vlogulescu? Ce zici? Apoi mă, iubire, nu știu. Sau undeva frumos să facem un vlog pentru prieteni. Nu avem timp. Păi nu astăzi. Dar sfârșitul de săptămână asta tu lucrezi, nu? Cum lucrezi? Sâmbătă? A, este si, e verdad. Sâmbătă? Duminică? Și luni lucruri? Marți. Și marți? Mhm. Miercuri, joi și vineri. Și sâmbătă câte ore lucrezi? Nu știu, 10 ore, 11. Și duminică la fel? Da. Atunci, săptămâna viitoare numai. Nică ieșit astea, narcisele, iubi. Ce narcise? Cine ești? Păi, nu-i vezi. Narcise, mec, n-ai văzut? Nu. Mai femeie, dar tu nu te uiți tu, la ce te uiți tu? Dar de ce merg pe aici? Mai în prima, trebuie să merg să luăm alea, la când nică închide, Vladi. A, bale. Da, la Boltachii. Ascult de nevasta mea, prieteni, pentru că eu am avut un prieten odată ce n-a ascultat de nevasta lui și a doua zi avea lipsă, 3 dinți, era vânăt la ochi și mirea știu pe drum. Păi, dar nu mai intră și rășea la asta, tio, zi o lună, de zile nu rășea. Ți-am spus, iubii, ți-am spus, merg, după ce ai depus te culci. Ia de asta pe tine, ia haine pe tine, nu dormi dezbrăcat, că tu nu. A cui vii la prieteni? Pe unde trebuie să mai rămân? Spune-mi. Acolo, trebuie să mai lângă atât de puente de... A, ca să luăm pastila la, la Lucky. Și mie pastila când mi-o dai? Da. Ce am o prostie, am o tal... Ai început tu ca câmpiana? Mă, la vară. Yeah? Da. Ce fain e casa asta, iubire.
Ai ce s-a filmat un film, știi, nu? Nu, ce film? Nu am ce să-i fac. Eu le zic că n-ai carnetul la tine, iubire. Dar nu zice indica dacă te prinde fără carnet. Normal, normal, trebuie să ai tot timpul carnetul la tine, mă înțelegi? Vreau să. Dar dacă luiți și ai ieșit doar la vreo 20 de, nu știu, 5 km, 2 km de casă, da. Ai ba! Hijos de puta! Ai visto eso? Ca si-ți dădea în geam. Cu mingea? Yeah, te-ai librat, te-ai librat, vamos. Ai văzut ce e? Joder! Da, dar și m-am speriat. Am gândit că gata, am dă mie în față. Te speria, ha? Păi nu? Joder! Mă, dar sunt nebun copiii ăștia. Toată lumea la distracție, nu m-am mulat în genunchi. Ai văzut de Tom. Vezi? Ce lumea asta. Nu știu, nu știu dacă... Dar nu e așa multă lume încă. Păi dai dimineață, măi. Oamenii ce s-au distrat aseară. Aseară a fost, boa. Ce-au băut, ce-au mâncat, ce s-au distrat. Aseară tampoco avea gran cosa în las calles, pero los bares... Nu, dar știi când începe? Los știi bares începe? Nu. Sâmbătă. Sâmbătă, mâine. Sâmbătă e nebunie, duminică e nebunie. Și... Luni și marți también. Și luni și marți. Marți, nu știu, marți cred că e la sardină sau cum e? Nu, miercuri. La sardină. Miercuri de la sardină sau cum se numește? Pero luni e ziua de la ziua de cenizas. Mă gândesc, prieteni, să-mi iau o mașină, fiindcă mașinuța asta am tras pe ea destul. Aoleu. Dar vreau să conving pe Max să ne luăm o mașină. Mașină mai așa. Acum să vedem. N-avem bani. Spuneți ce mașină. Nu se poate. Spuneți-mi ce mașină ați v-ați lua dacă ați fi în locul meu. Spuneți în comentarii. Eu m-am gândit așa la un Volkswagen Tiguan. Mă, dacă ți-ai zis pentru cine, eu rămân cu Audi. Nu, iubi, dăm asta. Și luăm aia. Mai dăm o diferență de bani, îi dă oricum, cât îmi dă pe ea, 3.000, 4.000, e diferență mare, de ce să rămâi tu cu mașina asta, iubi? Că oricum, după aceea, o să trebuiască să pui bani în ea, o să trebuiască să faci schimburi, alea, să o pui iară la rând, și mai pui vă 2.000 de euro în ea. Că știi că mâna de lucru e scumpă. Aoleu... Sau nu știu, cum știi tu? Aoleu, ce să mă fac, doamne, eu? Spuneți în comentarii, prieteni, ce mașină ați vrea. Ce mașină v-ați lua? Care aveți habar de mașină, bineînțeles. Așteptăm ideile voastre. Așteptăm cu mult drag. Dar ce-o închis ăștia aici, iubi? Nu știu, închis. Stați rău. Bă. Măi, a toată parcă aici. Bă. Vezi, iubire, ce e faci? E deschis acolo, e deschis. Hai să mergem să vedem. Cine? Așa, mergem să vedem, prieteni, pentru că trebuie să luăm, să luăm pastiluță la Lucky. Fiindcă deja, nu știu ce are, dar trebuie să-i luăm pastila la Lucky. Mi-e foarte milă de el când îl văd așa supărat pe Lucky. Nu-mi place să-l văd supărat și trebuie să iau pastiluța aia pentru pipi. Dar cineva stă urâta. Pentru că mă înșală, mai are și tupeu ca să nu recunoască, dragi urmăritori. Asta vreau să vă spun, că e un tupeu extraordinar. Bate la ușă, iubi. Pare câte chile are la? Câte chile să aibă? Maxim 5 chile. E bunon. Desapareció de amaros. Se ratifica su devolución. Joder.
Hola, soy Toby, soy guapo. Me he quedado solito porque mi tutora no me puede atender. Busco un hogar que me quiera, ¿podrías? Te siento. Noi ce suntem la un spital de câini, la o din asta de câini, cum puteți vedea. La veterina de câini. Pupă-mă repede. Pupă-mă repede. Cum câini pe tine? Gabriel, tu nu mă iubești. Să știți că nu mă iubești. Dar mâine asta mă... Ai răbdare, iubirea mea. Mai n-am răbdare, că mă grăbesc. Ai răbdare. Am grabă. Ai să și ne poate vezi. Da. Mă duc eu pastile aia în interior. Și camera aia de acolo e degeaba, așa-i? Și mă duc. Camera aia e degeaba de acolo. Are și acolo una jos. Și aia la altă iar e degeaba. Măi, oameni, mă vedeți ce sunt țiganul? Tot una sunt țiganul. Țiganul se gândește numai la furat, practic. Dar eu noroc că nu țigan, eu sunt român. Nu furăm, completă. O punguță din aia 5 euro. 5 euro. Gaz. Că țigările tale, iubire, nu mai fumat, trebuie să cumperi mâncare la câini. Iubire. Dar nu nici mâncare, ceva... La bună, bună, azi. Creăm la pastilla pa... pal... pal perito este nuestro. De parásito y de piojos, ¿no? ¿Cómo se llama? Vale, ¿cómo se llama el perro? Lucky. ¿Tenemos ficha aquí? No. Ah, no, vale. Vale, para piojos y para... Vale, para pulgas y garrapatas, sí, ¿queréis? Es. Vale, ¿cómo... cuánto pesa el perro? Unos 20 kilos. ¿Cuánto? ¿Qué dices, padre? Es un ratonero, unos 5, máximo 6 kilos. ¿5 o 6 kilos? Por, es un ratonero pequeño. Es así como en la foto. ¿Más parecido a esto? Más parecido a esto, ¿o sí. ¿O a esto? No, no, a esto. Ese tiene unos 20. Este es de 20 y este es de 5. Claro. Tampoco pesa nuestro perro. Joder, me. Ahí tienes. Se nota que no lo coges en brazos. Que si lo cojo, parece que pesa más. No. Es pequeñito el nuestro. Eso te dura para 3 meses, ¿vale? Sí. Gracias. Lo que cuesta, el tratamiento para 3 meses, cuesta 41,95. Vale. ¿Ves cómo se hace mi tibieta? ¿Quieres? Le da la pastilla y dura 3 meses. Vale. No hay que hacer. No hay que hacer. ¿Me haces con tibieta? ¿Ya? Nu-i numai meu, că e al nostru. E numai al tău. Când e vorba așa, e numai meu. Vedeți, frate. Dar n-are nimic. Mie nu-mi pare rău. Nu-mi pare rău că n-am muncit de pe banii ăia. Vezi că a ridicat pe om. Tu ai... Nu, că am și eu, nu? Agur. 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 Vamos. Avem pastila pentru păduț, e pentru toate felurile de sărăcie. Dacă vreți să scapi de o sărăcie, con 95 preț. Nu fura, mi-i că spaniol nu-s român. Și nu-s nici țigan prea timp, dacă... Pentru 3 luni de zile, iubii, noi toată vara nu mai avem probleme cu el, cu lacul. Ce? Toată vara nu o să mai avem probleme. Și acum merem prea timp să facem cumpărăturile. Vai, dá
așa de fain. Eu când au cătușească deja gata. Sunt gata. Dar nu mai lăsa nici să-mi pun cintura, mi-ai pus telefonul în mână. Da, da, pune centura câmpiană. Dar așa caracter irascibil ce ai de domne și fete. Doamne Dumnezeule, băi oameni, eu nu știu ce fac cu femeia asta, eu mi-au alta. Îmi caut amante. Dacă găsești și te ia de pe capul meu? Păi dacă mai ai de pe capul tău, plâng 6 luni. Ne facem șogoriță. Da. Plâng 6 luni. Vade, hai de înapoi. Hai înapoi, că te-am visat cu nor de bani. Eu. Da, ce ziceți așa? Dar după aia, când e vorba de fapte, e zero. Dacă mă vedeți că el, gata, ce ziceți? Ăsta-l poți face ce vrei tu cu el. Așa. Stați cu minți că ce-i în căpuțul meu, numai Dumnezeu știe. Da, să prind aia asta, iubire. Care, asta? Asta ne dă. O fost, iubire. Nu că îi o fost, iubire, o fost. Nu-i pe da? Ia-l un mă să-l împrești, lasă acolo haine din astea, cum se zice, de... Cum o să repactorez? Ți-aduce aminte când era egoincale și lucrurile astea? Carrefour sau Eroski? Eroski. Zic mă-s la asta, iubi, ce-o puțin asta? Zic că e războinic Axena. Așa-ți mânca o pizza, iubi. Gurița ta. Cum că ți-aș gurâțul tău, iubirea mea? Ăla nu te lasă. Dai un bar. Nu. Mânca ți-aș gurâțul tău. Doamne, ai auzit și asta? Secret? Nu pot să spun. Secret. Da, practic, deci după cum puteți vedea, asta face soția mea. Merge la lucru și strică banii pe pastile. Pe pastile la cât? Păi ce să fac? Trebuie. Să dai Dumnezeu să treacă o dată festele astea. Mie nu-mi plac mai festele astea. Lasă-mă să nu treacă, că eu îmi fac bani festele. După ce se termină festele astea, că plac la ore. Merem la plimbări. Ne plimbăm frumos. Unde mă duce? Nu știu, undeva frumos. Da. Ne luăm copilași. Ne urcăm în mașină. Poate vine și mama cu noi. O luăm și pe mama. Ce zice? O luăm? Da, iubirea mea. O punem și cu ea cu noi și ne ducem undeva. Azi cred că nu o să fac nimic. Păi dar la ce să mai faci, mai că tu mâine lucrui? Mâine lucrui? Nu fac nimic. Ce să fac? Las că fac eu mâine. Fac de seară. Da, faci tu nu de seară. Prefer să fac noaptea, ascultă-mă. Prefer să fac noaptea curat decât ziua. O spun sincer. Mai repede aș face seara curat decât ziua. Pentru că seara ți-ai făcut după ziua, dormi până la câte vrei tu, că mâine nu lucri. Să ai totul curat. Vezi că dacă... E una mierda dacă tu să mergi la lucru, că dacă mergi stătea astăzi acasă, trebuie să-ți iei astăzi o zi liberă. Mă, bine, merg, nu pot să iau. Ai atâtea vacanță, tio, puteai să-ți iei o zi. Dar eu nu pot să iau când vreau. Așa m-a ajutat astăzi, un pic, recoheam, o limpeam, am o să-mi pucă la salfon, braț, tot. Mă, merg, nu pot să iau când vreau eu. Trebuia să mă anunț, îl luam astăzi. Da, pe eu nu știu că e timp. Nu, să pe eu am știut. Dacă știam că e așa timpul fain. Și tu ești culmea. Auzi,
mulți oameni, astăzi ia-ți de la lucru, nu poți să-ți iei când vrei tu. Asta nu înțelege unii oameni. Deschis barul ăsta, dar parcă barul ăsta îl deschide numai când e carnavalul, asigur. Nu are trecere. Pero los jóvenes viene mucho, eh? Aici ar fi bine să deschis. Că e unul. Da, e unul acolo. Fiindcă universitatea e aici. Și atunci toți tinerii vin aici, neată, în parc. Înțelegi? Vin în parcul ăsta. Exist. Îl beau cafeale și din astea. Lângă universități, lângă școli, lângă una alta. Bar așa de zi. Bar de noapte în centru. Să vină lumea seara, după masa, la terasă, cu prietenii, mai ales vara, să umple terasele. Lumea își ia bere, își ia aia, mâncare, mă înțelegi? Să ai o terasă frumoasă. Da. La... cum la serveserie acolo, la Dănesc. Ce trebuie să cumperi, iubire? Uite o sticlă de suc. Să luăm ceva la pițurile mele și ce mie ce mi-ai? Ce vrei ceva? O hâvă cu aripi are. Nu e posibil așa ceva. Nu? It's very, very impossible. Yes. Aici e temnița, dragi urmăritori. Vedeți? Aici neată, de aici. Aici e pușcăria, e temnița. Ni. Vedeți? Aici e temnițuca. Ni. Aici e iarna. Ca să știți. Și acum trece și poliția. Ce filtre de poliție era o seară, iubire. Doamne fer. Doamne fer, prate, ce filtre. Uite, ai văzut cum ne-a lăsat ăla. Ce ne-am zis de muncă. Ca ieșit de la muncă. Ne-a întrebat, unde ați fost? Ați fost la distracție? Nu, acum am venit de la muncă. Bun, bun, trece, stați liniștiți. Că vreau să ne pune sine, fiu la să suflu. Păi eu suflam. Că și așa nu zic cu alcool. Da. Nu-i bine. Vezi, și aici, și aici e tot e universitate, nu? Vede ceva despre hârtie. Uh-huh. Vezi motorul de hârtie și de asta ca să producă celuloză. Da, frate, aici o să investești în copii. Și uitați cum au balconile. Vedeți cum au balconile. Deci pe ăsta, pe oamenii ăștia de aici. Eu de asta v-am spus, carnaval, carnaval. Nu, aici carnavalul e foarte diferit, prieteni. Carnavalul aici e mai important și ca nașterea lui Iisus Hristos. Da. E mai important ca și Crăciunul. Crăciunul la noi în România e cel mai important. E cel mai important. Al doilea e anul nou, Revelionul. No, aici e cu totul diferit. Aici carnavalul e cel mai important. După aia San Juanes. Auzi, ăștia de Crăciun zice, joder, que pereza. San Juanes. Și după aia, după aia, dacă nu mă greșesc, sunt astea, iubii, cum se numește, San Fermine. San Ferminele, care e în Navara. Deci, astea trei sunt cele mai importante. Și Semana Grande în Donosti. Bun. Mă înțelegi? Pe litoral. Nu ia să fata aia, pe aici nu are. N-are tu, că asta e pieton. Deci aici asta e. Aoleu, ce faine așa sălă asta. Vezi ce grijă te. Da, foarte grijă, nici ce zgăria de ni. Te bucur. E ca tău acolo jos la... Te bucur. Ăla. Te bucur la om. Că vezi că e așa și așa. Al nostru încă e mai sănătos. Ia? Da. Nu mă aștept. Ni un mini, iubi. Nu-mi plac. Ai zis că-ți plac. Țin mas. Ce mașină vreți să zic?
zi odată. Mie-mi plac astea sportiuri. Ce sport? Ce mașină? Pă zi. Ține ca lumea, uite-te cum ții. Un Audi, o, un BMW. BMW-ul îți trebuie. Mă, dar ce aveți toate femeile cu BMW-urile? Dar să fie sport. Să fie sport, dar sunteți capabile să duceți un BMW? Nu știu, n-am probat niciodată, dar îmi plac. Îmi plac? Da. Numai cocălarii și numai la... Dacă vezi în BMW, numai femeile alea. Dar nu că îmi place și Audi, dar să fie sport. Dar ce înseamnă alea sport pentru tine? Ce, nu, stai un pic, ce înseamnă sport? Că n-am înțeles. Nu, lasă-mă în pace. Nu, zău, ce? Dar stai un pic, ce înseamnă sport, măi, Mac? În două uș. Uite, de exemplu, Mercedes-ul ăsta e AMG, dar nu-i sport. Dar nu-mi place așa. Dacă e așa nu. Tunat, nu-i sport. Nu-mi place. Uite ăla, Nate, îmi place, între acolo. Care? Ăsta, cred că. Audi ăsta, dar ăsta nu-i sport. Nu-i fain, că e lung. Nu-mi place. Îmi place doar în față, dar nu-mi place că e prea lung. Da, păi ție trebuie o mașină nouă, nu sport, că tu habar n-ai ce e mașină sport. Auzi, mă. Păi da, mă, iubire, nu ai habar ce e mașină sport. O mașină sport îi în două uși, că ai mulți putere, din astea, cum se numește, ieșire de fumă sau... Vuelta, păi da, normal. Păi ăla tare îmi plac mie. Să zbori ca racheta. Da? Da. Vreau să zbor. Așa cred că e rău. Unde e? Dar nu e aici o parcare serios. Nu, du-te tu și ea. Vezi, 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 vezi. Vai, ce curmare ai, iubit. Da, prieteni, da. Ei plac mașinile faine, nu că îi plac mașinile sport, numai la vezi. Mai întâmplă. Se mai întâmplă, dragi prieteni. Nu tot timpul vedeți, nu-i lua parcare. A parcat aici așa. Și acum omul nu poate ieși din parcare, pățit ca și ursul. Nu poate ieși din parcare, prieteni. Problemă mare. Îmi plac mașinile faine, dar nu știe ce aia sport. Că dacă o pui să-mi conduc o mașină, zbor și când accelerează, dată să sune așa puternic, perturbă-i și strâng. Sau poate mai știi conduce, că nu-i normal că a pus la Meg. Are și ea lucrările ei. Da, prieteni. Cam atât a fost astăzi vlogul ăsta, pentru că mâine trebuie să stau în mașină. De aici o să plec la muncă. Vă doresc o vizionare plăcută, vă mulțumesc pentru apreciare. Și ce să vă mai spun? Fiți alături de noi dacă o face și dacă vă lasă sufletul. Să dați un like, o distribuire. E foarte important, lucrul ăsta mă ajută foarte mult. Și hai să fim mai buni, hai să fim mai pe treaba noastră. Vă pup.